pentru echipa lui George Zima, care are prima execuție. Și-a dat Rareș Pop. E primul pus sub presiune, mă rog, pe zona portarilor. Nu este VAR la acest meci. Nu știu dacă se aplică regula cu piciorul pe linie. E foarte greu de verificat fără VAR. Să vedem cine execută. Dacă era Arț acolo. Mingea lovește bara. Mingea lovește bara, da, belgianul Arț este cel care ratează. Iată, se începe rău. Jucător de profil defensiv, un fundaș mijlocaș, 28 de ani, s-a început cu cineva cu experiență. Marković, da, bine să ascultăm și ce spune crainicul arenei. Că e, bineînțeles, o sursă de încredere. Marković contra Mureșan. Și este gol! Marković înscrie pentru Oțelul. Oțelul în avantaj în această serie de 5. Dumbrăvița Poliaș a mai fost decis la penaltiuri ieri. Mâine sunt alte 5 jocuri, o să vedem dacă vor fi asemenea elemente de suspans. Surpriză mare, Dumbrăvița a scos-o pe Poliaș. Am înțeles că a venit cu o echipă cu multe rezerve. Apără extraordinar Rareș Pop, execuția lui Keseg. Un șut foarte, foarte puternic, însă observați cum și-a ținut piciorul drept. Poziția picioarelor, incredibil, incredibil. Rar am văzut așa ceva. Avantaj mare pentru Oțelul Galați, dar intervenția lui Pop de la acel șut este absolut memorabilă. Una dintre cele mai interesante intervenții de portar sau parade, cum spun spaniolii. Important însă acest penalti care este semnat, care este transformat. Este 2-0 în acest moment pentru Oțelul. Transformă Adăscăliței. Ei bine, acum e acum. Matea B nu are voie să rateze. Matea B contra Rareș Pop și intervenția lui Rareș Pop extraordinară. Rareș Pop pur și simplu a făcut minuni în poarta Oțelului, tocmai acum la lovituri de departajare. Ceea ce înseamnă că lucrurile sunt simplificate. 3 ratări din 3 pentru Jiul, ceea ce înseamnă că următoarea execuție a celor de la Oțelul e crucială. Berisha, dacă înscrie, s-a terminat. Rămâne a doua intervenție, una depus în ramă pentru portarul Rareș Pop. Așa ceva nu prea se vede nici la nivel de Champions League, însă acum cu celelalte două ratări ale petroșenenilor, eliminarea e o chestiune de timp. Din trei executanți, Oțelul trebuie să marcheze un singur gol. Șeptarul Berisha este cel care, iată, poate să ducă echipa lui Dorinel Munteanu în faza grupelor.
Să vedem și pe Mureșan. Berisha contra Mureșan și este gol! Oțelul se califică în grupele Cupei României. O calificare la penaltiuri a fost mai simplu la penaltiuri decât în cele 120 de minute. 2-2 și 1-0 la penaltiuri cu 3 ratări pentru petroșeneni. Atât de la această înfruntare. Și Bogdan Nebel, rămâneți cu noi! Mai bine!